Alexandra Ungureanu a răspuns provocării lansate de Cătălin Botezatu, iar astăzi nu o vedem pe ea, ci o vedem pe celebra Marlene Dietrich. Suav, Marlene! O pupă pe gură, dar în zilele noastre e mai bine să păstrăm distanța. Păi aveți roșu. Sper că te-ai spălat 36 de secunde pe mâini. Sunt convinsă că... Da, e clar, o să nebunim cu toții. Andreea e șocată încă. Dar îi cunoști palmaresul lui Dietrich? Am mai citit despre ea. Un lucru nou pe care nu-l cunoșteam e că născută pe 27 decembrie 1901. Eu pe 28, 80 de ani mai târziu. Și da, îmi place de actriță, nu mor după vocea. Îi recunosc că aș fi vrut să cânt, dar nu-mi place repertoriul. Nici nu mi s-a părut că e vreo cântăreață. Dar altfel, superbă. Da, și am ales personajul din Morocco, un film din 1930, care mi se pare... Adică apariția e absolut iconică. Andreea, tot șocată, nu? Da, sunt foarte șocată și foarte emoționată. Ia vino aici, pentru prima oară când o văd pe Andreea și emoționată. Da, drăguț. Sincer vă zic. Nu te așteptai, nu. Te-a luat prin surprindere gestul, te-a luat prin surprindere că te-a ales pe tine. Mă așteptam să mă ia, să dansez cu ea, dar nici de cum să... Deci crede-mă că m-ai atins unde trebuie. Deci crede-mă. După soțul ei e singură. Apropo de ce ai spus chiar mai devreme, cu bătaie lungă către Cristina Șișcanu, apropo de carismă. Dar nu pot să trec peste asta, mi se pare foarte drăguț. Dar astăzi te-a jignit Cristina în culise? Aulă, da? Păi, stai să ne amintim. Eu din câte știu nu și nu jignesc pe nimeni. Nu, asta zice că... Apropo de borseta, referință Nicolae Guță. Vreau să vă întreb, știi că tu ai fost cu o borsetă data trecută la ultima ediție, nu? Eu? Da, ca Nicolae Guță. Ți-a plăcut? Nicolae Guță. Păi iar lui Nicolae Guță e de-o primă de-aia rea. De-aia rea? Scrie mare pe ea. Da, sunt lucruri foarte rău. De ce? Dar și eu am zis, pot să pot borsetă când vin peteni în piață la Dăbule. Păi mă, că Nicolae de fiecare dată când venea într-o emisiune era cu borseta. Și borseta era dordorate. Iar la cine urmărește zona asta? Eu nu păi m-am lucrat în zona ta ploii, dragă, deci eu știu. Am înțeles, îmi pare rău pentru. Vreau să constatați, colegele mele și-ar dori să... Mă rog, nu toate, ca să nu... să interpreteze. Vor să șteargă din memoria publică faptul că aș fi o femeie stilată și asociază accesoriile pe care le port cu tot felul de zone ca să se șteargă chestia aia cu zăruță pe care a spus-o Moris. Se străduiește doar să-mi creeze un disconfort, că poate îmi pierd capul și nu mai fac ținute bune. Cred că... Fici? Eu așa cred. Eu cred că e foarte greu să-ți pierzi tu capul. Eu niciodată nu mi-e... subestimezi adversarii. Nu, n-are nicio legătură. Adversarii, că suntem într-o competiție aici. Nu, doar că am sesizat că și Nicolae Guță, în orice platou de televiziune în care merge, are borsetă. Mm-hmm. Și am zis că merge și Nicolae Guță cu borseta, în orice emisiune ele cu borseta. Și plină, doldora, e adevărat, că așa a arătat. La nu știu atât dacă era plină. Da, avea niște hârtie în ea, dar mi-a promis eu că dacă o mai aduc, o umple cu ce trebuie. O să-ți bagi acolo ceva.
Dar nu știu să cred. Am sesizat că a fost un pic. Nu te uitați și tu pe ăștia fashioniste care poartă borsete. Păi, da, domnul Munteanu a zis că e sătul să mai vadă atâtea da, borseta și na, înțeleg. Acum văd că ești liniștit, Alexandra, te văd totuși că zâmbești, însă la momentul în care ți s-a spus, ai fost extrem de supărată și afectată. Am simțit-o și eu că... Ți s-a părut că e urât. Nu urâtă remarcată. Vreau să că eu azi am venit, deja aveam zona sprâncenelor, că de asta a zis și domnul Munteanu, că poate mi-e rău, că am stat înțepenită, că am sprâncenele mele naturale sub o situație, ca să pot să desenez așa. Și a fost așa toată ziua, acum mi-am mai revenit. Oricum au zburat sprâncenele pe așa. Dar nu a fost supărată, dar... Nu mă așteptam să fac această asociere, asta nu înseamnă că nu... Doamne, nu mai avem... Acum devii tu cum era Deia acum nu știu cât timp. E o glumă, e o... A fost așa, am greșit o situație să râdem, să... Normal că am râs și ne-am distrat, dar ți-am zis să fiecare emisiune tu ai câte o mică săgeată pentru mine, că nu-s pe temă, așa, că vor să... Așa mult contează ce spun eu, oricum contează ce spun jurații. Da, atunci am o responsabilitate mare pe umeri. Dar îți place să provoci pe Alexandra în mod special? Nu în mod special pe Alexandra. Așa s-a nimerit, mi-a venit ideea asta cu borseta. Bă, dar chiar atenția, cu supărare. Cum, Roxana? Cred că îi place foarte mult atenția Cristinei. Și atunci... Nu îi place să îi se acorde asta. Atenție Cristinei? Da. Adică asta cred eu. De asta nu contează neapărat care colegă este în fața ei sau... Ei place atenție. Roxana nu știe că eu cu Alexandra cumva avem o relație specială. E adevărat, Alexandra? Ca să absolut. Nu greșesc, să nu fie doar în capul meu. Nu, așa este. Așa, că ce spune de Roxana, asta. Oricum e pe lângă. Deci, nu trebuie să se bage în seamă cu mine și nerea Cristina nu are nevoie pentru da, nu, că are prezent ne înțelegem, avem niște idei care cumva se pupă și sunt niște energii care se potrivesc. Altele care sunt mai așa. Deci e foarte interesant ce va ieși din treaba asta. Da, eu zic că rezultatul va fi unul bun și în favoarea amândurora. Și oricum ce spun eu e pe lângă. La pace. Cum? Și oricum ce spun eu e pe lângă. Mai repet o dată, poate nu s-a auzit. Da, e pe lângă situația pe care o discutăm aici. Îmi cer scuze că m-am băgat. Am spus. Nu, dar poți să spui că orice părere e binevenită, dar nu neapărat că contează. Da. Chiar nu. Hai să vedem cum arată ținuta, Cristina. Da, e frumoasă. Îmi place foarte mult broșa. E broșă, nu? Ți-am spus și în culise că am văzut-o de aproape și e lucrată foarte fin, așa. Atât broșa? Da, e... Păi și tu ai acceptat o provocare, făcând o comparație cu Alexandra, s-a descurcat bine? Da, s-a descurcat. Cred că îi se potrivește personajul din punct de vedere stilistic. Eu, de exemplu, mie nu mi s-a potrivit personajul din punct de vedere stilistic și din niciun fel, cel pe care l-am avut în ediția trecută. Ei nu cred că i-a fost foarte greu să-l facă, să-l în același timp e foarte posibil ca... Domnul Botezatu, care mi-a dat această provocare, să fie avut altă așteptare, într-o altă direcție, dar păi, nu stai, stai, că vedem imediat. Eu am ales... Andreea? Mie îmi place foarte mult, cum este, i-am spus și în backstage. Are stilul ăsta al ei, care pe mine niciodată nu o să mă prindă. Și ei stă foarte bine. Poți să zic și eu ceva? Te rog, te-o. Tu ai niște trăsături foarte prietenoase, așa, ca fizionomie. Eu aș fi făcut o surpriză juraților, pe lângă faptul că ți-a ieșit foarte bine personajul ăsta. În ediția următoare aș fi lăsat sprâncenele așa, mi-aș fi făcut două cății și aș veni păpușa ceachi. Păpuri. Ce compliment frumos. Dar nu e gen, am vorbit stic de sprâncenele alea așa, ar putea să facă. Vă o să vă arăt în backstage dacă mă las, o să-i fac două codice și o să vedeți. Se știe că mi s-a spus asta prima dată când m-am dus cu Breton așa pe drept. Deci abia ai auzit-o. La testimoniale aveți ocazia să faceți asta, de ce nu, Teo? Hai să vorbim cu jurații să vedem dacă ai realizat bine provocarea pentru astăzi sau nu. Alexandra, te rog. Da. Seara. Bună seara. Avem și referințele. Da, avem referințe. E adevărat că eu o iubesc pe Lili, pe Marlene Dietrich. Ce să spun, ai zis că te-ai documentat.
Este un gen de femme fatale, este prima actriță și cântăreață care ajunge, de origine germană, care ajunge la Hollywood. Mă așteptam, mai ales că ai aici pe culoar un felinar, să cânți Marlene, să cânți Lili Marlene și să cânți, sau să imiți, să faci un playback răgușit, pentru că în acea melodie cu felinarul, știi, nenții, bla, bla, bla. Mi-ar fi plăcut să faci un moment, pentru că ți era la îndemână. Felinarul e pe hol și să faci acel moment. Dar ai respectat tema. Nu sunt mulțumit 100%. Mai am o provocare, da. Da, îmi place ce ai făcut, Alexandra. Într-adevăr, este un personaj care ți se potrivește mânușă. Eram sigură că nu vei da greș cu acest personaj, sincer. Pentru că ai aerul, ai aliura, știai ce trebuie să faci și ai făcut bine. Bravo! Mulțumesc, dragă! Dragă, când am întrebat de repertoriul lui Marlene Dietrich, nu mă referam la repertoriul muzical, pentru că, într-adevăr, ea n-a fost neapărat o cântăreață. Ea a fost o seducătoare. Mă referam la repertoriu în sensul în care toate marile femei ale epocii, toți mari bărbați ai epocii, și cupluri, și separați, și împreună, și cum vrei tu, au trecut prin dormitorul ei. Altfel, da. Repertoriu, la, da. Asta mă câteva referam, nume, la repertoriul format și, din da. Mii de cetățeni remarcabili ai epocii, pentru că și ea s-a făcut remarcabilă inclusiv prin asta, că tot oricine reprezenta ceva în epocă trecea prin patul ei. Nu știu dacă e de bine sau de rău, eu presupun că e de bine chestia. A trăit 90 de ani. La Chanel a fost de bine. Exact, tind să cred că e de bine. A trăit o grămadă, deci da, a fost bine. Mie îmi place ce ai făcut, a și pus o perucă blondă totuși. Îmi place foarte mult ce ai făcut, îți vine bine, nu mai comentez pantalonul. Altfel, elementele sunt foarte bine alese. Nu știu la ce broșă se referau colegele tale. La crizantă. Ai o broșă, nu? Da, da. Aha, da. Dragă, mie îmi place, să știi, foarte tare. Mulțumesc. De ce te uiți, Elinca? Așteptăm calificative cu suflet. Până cal... Mulțumesc. Bravo, dragă, bravo. Vreau să întreb pe Raluca, de ce nu mă urmărește și pe mine? Bravo. Instagram? Mulțumesc. Bravo, Alexandra. Acu. Nu, nu-mi place categoric. A respectat tema dată. Bravo, ai stil. Bravo. Felicitări, Alexandra. Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu.